Și astăzi m-am gândit să fac un alfabet la telefon surorii mele și nu pentru că n-am alte contacte în telefon, dar e probabil singura care îmi răspunde la telefon și nu se oftică pentru că e sora mea și dacă se oftică e sora mea și trebuie să mă ierte, nu? Pentru că așa fac surorile. Năbia! Nu? Sper că nu o să mă încurc, sper că o să iasă bine. Nu mai zic regulile, probabil o să vă dați seama pe parcurs în ce constă acest challenge. Și l-am văzut de curând la Vlad Munteanu și la o prietenă de Iulianei Beregoi și chiar mi-a plăcut ideea, așa că o să încerc și eu. O să trebuiască să-mi scriu fiecare literă pe rând, pentru că probabil o să uit o literă. Atât de proastă sunt. Alo. 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 Bă. M-auzi? Ce faci? Stau. De ce? Mă uit la serial. Faci bine, faci bine. Da, ce s-a întâmplat? Ghinion. Maricu. Hai acasă. De ce? Imaginează-ți de ce. Păi nu știu. Jur că ar trebui să știi. He? Kilograme. Ce? La mine în burtă. Tu vorbești serios? Mă. Dea. Nu-mi bagi joc de tine. Oprește-te! Zi-mi că-mi face acum un prank. Prank? Îmi faci un prank? Răspunde! La ce să-ți răspund? Spune și tu ceva, nu știu. Tu... Diana, zi-mi că-ți bagi joc de mine. Tu? He? Urmează o întrebare. Nu te înțeleg. Vreau să mă înțelegi. Îmi faci un prank, ok. Hai că vorbim altă dată. Why you gotta be so mean? Zic altă dată, bine, hai te las, n-ai chef de mine, am înțeles. Nu te înțeleg, ce pana mea! Ok, te las, nu mai țipa la mine, sunt sensibilă, pa. Am senzația că sora mea o să mă urască din ce în ce mai tare pe zi ce trece și că probabil într-un video viitor o să-mi pierd sora din cauza creierului meu micuț. Dar așa suntem noi oamenii. Iertăm, nu? Alo? Da, Bia, ți-am făcut un prank, iartă-mă, sunt cea mai oribilă soră. Diana, tu faci acum joc de mine. Niciodată. Diana! Da! Alo? Zi-mi, te rog frumos, ce se întâmplă? Nimica! Ți-am făcut un prank, Bia. Ba nu. Asta nu cred că a fost un prank. Ba frate, când îți fac prank, tu nu te prinzi. Adică, gen... Diana, tu plângi! Nu plâng, Bia, asta e vocea mea de plângăcioasă. Aha. Da. Ascultă cum fac și vin acasă. Ups. Partea bună este că sora mea vine acasă. Ok. Dar n-am zis ceva grav, adică chiar n-am zis, nu? Nu, ea s-a speriat pentru că am zis că am kilograme la mine în burtă sau nu mă prind. Sora mea e o drama queen. Seamănă cu mine. În fine, am încercat să fac chestia asta. Aparent sora mea este o fraieră care chiar mă crede și are încredere în mine. Eu deja am filmat outro-ul, dar sora mea m-a trimis mesaj. Ha? Câteodată țin să cred că sunt copilul deștept al familiei. Și după aia mi-amintesc că nu e așa. Ok, ne întoarcem iar la outro. Ok, asta a fost tot pentru azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați un like, un share și un subscribe. Ups, am dat din greșeală pe butonul de la YouTube. Ok, eu am fost Dia. Probabil s-a auzit în fundal și Betty. Fata de la telefon a fost sora mea. Vă pup și baby.